Nicolae Mavrocordat, Mihai Racoviță și Grigore Ghica al La Constantinopol, pe malul de miazezi al Cornului de Aur, minunatul golf al Bosforului, a existat și există și astăzi cartierul Fanarului, numit astfel de la un far sau fanar, pus acolo pentru orientarea corăbilor. În acest cartier, în mijlocul căruia se află Patriarhia Ortodoxă, locuiau mai cu seamă grecii. Se întâlneau printre ei și urmași de vechilor familii bizantine, de dinainte de cucerirea Constantinopolului, precum și alții de origine mai nouă, dar îmbogățiți prin negoți. Erau oameni pricepuți în afaceri, cu multe relații, cunoscând bine pe fruntașii împărăției, cărora le furnizau tot felul de mărfuri, ambițioși, dar în același timp intriganți și lacon. Din mijlocul lor și-au recrutat turcii dragomanii sau de care aveau nevoie în relațiile cu celelalte state. Coranul interzice mahomedanilor să învețe limbi străine. Șeful acestor tălmaci, Marele Dragoman, ar corespunde azi ministrul de externe. Grecii ocupau așadar la înalta poartă Locuri de mare încredere. Erau deținători ai secretelor de stat. După trecerea lui Dimitri Cantemir, în care turcii puse să atâtea speranțe la ruși, sultanul hotărăște să nu se mai încredințeze tronul Moldovei unui domn de țară, ci să-l dea unui grec dintre cei legați prin slujbă, familie și interese de împărăție, spre a avea astfel întotdeauna mână. Persoana aleasă este Nicolae Mavrocordat, care mai domnise odată, chiar imediat înainte de Dimitrie Cantemir. Același lucru se întâmplă și în Muntenia, după înlăturarea lui Ștefan Cantacuzino. Ei numesc iarăși un grec, care este tot Nicolae Mavrocordat, mutat din Moldova. Epoca fanarioților începe, deci, atât într-o țară cât și în cealaltă cu acest domn. Ea ține până în 1821 așadar mai bine de un secol. Privită în general, epoca fanarioților este o epocă de decădere. Teritoriul țărilor românești este ciuntit. Se iau de către vecini provincii întregi. Domnii ajung niște simpli funcționari ai sultanului, care îi schimbă foarte des. Fiscalitatea se accentuează, atmosfera morală e grea. Intriga, baxișul, mita au tot mai mare preț. În schimb, caracterele devin din ce în ce mai rare. Sunt și unele aspecte pozitive. Astfel, în ordinea socială, se desfințează România, cu alte cuvinte, se dă libertate țăranilor, se înființează școli și spitale, se fac legiuiri noi. Toate acestea nu compensează, însă, marile scăderi ale epocii fanariote care rămâne o epocă tristă a istoriei noastre. În răstimpul de peste 100 de ani, cât ține ea, au fost numai puțin de 40 de domnii în Muntenia și 36 în Moldova, în afară de diversele ocupații ruse și austriece. Media unei domnii era deci foarte scurtă. Turcii, de altfel, și fixaseră în practică încă de mult la 3 ani durata unei domnii. Pentru înnoirea ei trebuia plătită o sumă importantă, numită mucarer. Era și un mucarer mic, care se plătea în fiecare an. Domnii se schimbau dintr-o țară în cealaltă. Astfel, Constantin Mavrocordat a domnit de șase ori în Muntenia și de patru ori în Moldova. Aceste schimbări aveau însă un bine. Ele ușurau apropierea între cele două țări, pregăteau unirea lor se vedea din ce în ce mai limpede că e același popor, aceeași limbă, aceeași organizare, aceleași moravuri. Domnii fanarioți aparțin câteva familii. Majoritatea acestor familii sunt de origine greacă. Astfel, mavrocordații, înrudiți totuși prin femei cu Alexandru Iliaș, deci cu vechea dinastie, moruții, șuțu, caragea, ipsilanti, Câteva sunt de alte origine etnică, dar grecizate, ca Ghica, albanezi înrudiți însă cu sturdești și Calimachi, români, numindu-se la început Călmașul. În sfârșit, familia Racoviță e curat românească. După înfrângerea de la Stănilești și plecarea pe ascuns a lui Dimitrie Cantemir în Rusia, nu s-a numit numai decât un nou domn în Moldova. Vizirul a trimis la Iași mai întâi pe curt Mehmed Pașa, ca să scoată pe negustori și ceilalți turci robiți. Acesta încearcă să-și creeze o situație stabilă, dar găsi, cum era și firesc, împotrivirea băștinașilor. Întâi, 11 august 1711. A fost numit apoi lupul Costachi Vornicul, pe lângă care se adaugă Maxut Postelnicul, de origine grec, și ceva mai târziu Antiohie Jora Hatmanul. Aceștia girară treburile timp de 40 de zile, 11 august, 20 septembrie. Urmându-le în căimăcămie, Biv Vel Vistierul în Gheorghe Apostol, 21 septembrie, 7 octombrie. În sfârșit, sosi la Stambul ultimul caimacam. Ion m-a terțimanul. El cârmâi până la 19 noiembrie, când își făcu intrarea în Iași, fratele său Nicolae Mavrocordat, numit domn al Moldovei în ziua de 6 octombrie. Stăpânirea acestuia a ținut patru ani și ceva. În timpul ei se produce prima pierdere teritorială pe care o suferă țările noastre în epoca fanariot. E vorba de cetatea și raiaua Hotinului. Faptul s-a petrecut astfel. Turcii voiau să ajute cu oaste pe regele Poloniei, Stanislav Leszczynski, care trebuise să-și părăsească țara și venise în Moldova prin Ardeal. În schimb, urmau să primească cetatea Cameniței. Trupele Pornire spremează noapte. Nu se ajunse la o campanie dincolo de Nistru, din cauza forțelor însemnate ale adversarului. Hotinul însă fu ocupat, 1713. În primăvară se anexă cetății Ținutul Înconjurător, iar în anul următor și porțiunea din județul Cernăuți de la Nord de Prut. În felul acesta, o nouă raia se înființă pe pământul Moldovei, 1715. Pe lângă pierderea teritorială se adăugară și pagubele produse de turci, care treceau mereu prin țară spre și de la Hotin alte pagube fură provocate de soldații lui Carol al XII-lea, așezați prin sate și târguri. Cu greu putură fi scoși. În ce privește învinsul de la Poltava, trebuie să se dea o adevărată luptă la satul Varnița, lângă Tighina, unde avea așezarea, pentru ca el să poată fi luat și dus peste Dunăre, februarie 1713. Sub raportul fiscal, Nicolae Mavrocordat luă măsura ca mazilii și mănăstirile să nu mai dea de setina țărănește pentru stupi și mascuri scoase însă într-un an la o nevoie ce a avut atunci țigănăritul, pe care apoi îl desfință cu blestem. Sfârșitul domniei e în legătură cu mazilirea lui Ștefan Cantacuzino din țara românească. În locul acestuia a fost strămutat Nicolae Mavrocordat din Moldova. Firmanul ieși în ziua de Crăciun a anului 1715, deci după stilul nou la 5 ianuarie 1716. Ca urmaș al lui Mavrocordat, sultanul numi pe Mihai Racoviță, fostul domn Plecat din Țarigrad la 27 ianuarie 1716, acesta sosi la Iași la 23 februarie. Domnia sa avea să dureze aproape 11 ani. Cea mai lungă domnie în răstimpul de la Vasile Lupu până la Mihai Sturza, în veacul al 19 lea Chiar din primul an, Racoviță a avut de suferit de pe urma ostriecilor, aceștia începuseră tocmai un nou război cu turcii și voiau să-și asigure o bază și în țările noastre. Nicolae Mavrocordat, domnul Muntean, opunându-se acestui plan, fusese luat prizonier de către un detașament ce coboruse repede pe la turnul roșu. Aceeași operație urma să se repete și în Moldova. Ea se bizuia și pe sprijinul localnicilor. Un mare boier. Biv Vel Stolnicul, Vasile Ceaurul, în legături strânse cu generalul comandant din Brașov, ridicase steagul răzvrătirii și adunase pe lângă sine o samă de boieri și mazăli de țară, întărindu-se în mănăstirea Cașinului și la cetatea Neamțului. Racoviță află însă de cele ce se plănuiau și când detașamentul sau potgheazul de catane pornit de la neam sosi în Iași și lovi curtea la 10-21 ianuarie 1717, el găsi pe lângă domn care se retresese apoi sus în mănăstirea cetățuii și pe tătarii chemați de acesta în ajutor. Ciocnirea principală a avut loc în marginea orașului, pe dealurile mănăstirii Cetățuia și Hlincea. Ea se prin înfrângerea completă a potgheazului, comandantul lui, capitanul Ferenc, luat prizonier, fu decapitat. O movilă de pământ peste trupurile celor căzuți, un cerdac și o cruce de piatră însemnară locul acelei lupte. Urma apoi un atac al domnului asupra cetății Neamțului, care căzu, și asupra mănăstirii Cașinului, care nu putu fi luat. Tătarii, în schimb, prădară cumplit ținutul dintre sireți și munți, și s-au umplut de robi și de dobitoace. Cum erau sănile cu bejănile, așa le aduceau încărcate de muieri și de copii și pe drum copii de gerați și fete mari, cum era mai amar. Un nou atac mai pe vară, în iunie, izbuti să scoată catanele din mănăstirile Cașini și Mera, ale căror ziduri fără dărâmate. În august, oastea moldovenească, număr de 3700, împreună cu 700 de turci din Hotin și cu 9000 de tătari ai sultanului din Bugeac, trecu peste munți, de la Câmpul Lung spre Rotna. Ținutul Bistriței fu ars și prădat. Tătarii ajunseră până spre Sădmar și Baia Mare, precum și Maramureș. La întoarcere, fură însă loviți de localnici și avură pierderi serioase. Domnul dăduse ordin să fie cruțați săranii români din Ardeal. Suferiră totuși și ei pagube. În amintirea acestei expediții, se ridică la vamă, în Bucovina, după întoarcerea din Ardeal, un monument în formă de stâlp cu inscripție în românește. În timpul campaniei lui Petru cel Mare din 1711, satele din apropierea Bugeacului se pustiseră. După biruința de la stănilești, tătarii începură să le ocupe. Depășind astfel hotarul cel vechi fixat, se pare, pe la 1672, al lui Halil Pașa. Nicolae Mavrocordat nu izbutise să-i scoată de acolo. Mihai Racoviță, stăruind la poartă, obținut un firman de evacuare. El nu fu aplicat însă, deoarece tătarii, știind partea slabă a domnului, se obligară să plătească dijmă și dări pentru locul de care se foloseau. Se produse deci o nouă încălcare teritorială. Locul rășluit era în lungiș cale de 32 de ceasuri și de-a în lat cale de 2 ceasuri. El începea de la Araiaua Tighinei sau Benderului și mergea de-a lungul Troianului apoi de-a lungul pugului, până aproape de târgul, azi satul Topac. Mihai Racoviță iubea banul, de aceea putuse rătătarii să-l convingă să le lase pământul. Tot de aceea spori el unele dări sau scoase altele noi. În 1724, puse de setina de stup îndoită, obligând pe toți să o plătească, inclusiv boierii și mănăstirile. În 1725 scoase văcăritul câte un slot de bou și de vacă și de cal câte un leu, punând iarăși la plată pe toată lumea. În iarnă adaugă peste acestea o nouă dare asemănătoare, câte doi orți de vină. Un detaliu caracteristic pentru firea strânsă a Domnului e că la ridicarea bisericii de la Oleșeni, titoria sa, s-au luat lavițele și scândurile de pe la dughenele jidovilor din Iași și s-au întrebuințat ca material de construcție. La ridicarea curților domnești noi, în locul celor vechi, arse de focul care a mistuit la 20 aprilie 1723 o mare parte a orașului, nu se făcut însă economie. Ele ieșiră foarte frumoase și deschise tot din cauza arghirofiliei domnului, nu se dădu pedeapsa pe care o meritau mai mulți evrei din Onitskan, care comiseseră în ziua de Paște anului 1726 un omor ritual asupra unui copilaș de 5 ani. În loc să fie spânzurați cum se cuvenea, ei fură băgați la închisoare, urmând să plătească un număr de pungi de bani. Între timp însă, boierii din Stambul, preveniți, obținură de la vizir un firman de eliberare și vinovații scăpară. În același an se încheie și stăpânirea lui Mihai Racoviță. Ea e pricinuită în primul rând de Nicolae Mavrocordat, domnul din țara românească, care se plânge porții că vecinul său din Moldova, care primise la sine pe mai mulți boieri munteni pribegi, n-a vrut să-i predea trimisului împărătesc venit să-i ridice. Se adăugau apoi și plângerile evreilor, care pretindeau că a fost calomniați și spoliați. Rezultatul e mazilirea lui Racoviță. Acesta pleacă din Iași spre Țarigrad la 6, după un alt izvor la 11 octombrie 1726. Urmașul în scaun al lui Mihai Racoviță, Grigore al doilea Ghica, era nepot de fiu lui Grigore Ghica, fostul domn al țării românești și al Moldovei. Prin mamă sa, Ruxandra, fica lui Alexandru Mavrocordat, exaporitul, era nepot și lui Nicolae Mavrocordat. A ocupat demnitatea de mare dragoman timp de 11 de ani, după Ioan Mavrocordat. Apoi a îmbrăcat caftanul de domnie al Moldovei, 5 octombrie 1726. Se bucura de o trecere deosebită la poartă. Om cult avea înțelegere pentru trecutul țării. Era iubitor de frumos sub toate formele, afemeiat chiar. Îi plăceau plimbările la câmp și vânatul. Vine în țară pe la Măcin, Brăila, Galați, drumul între aceste două din urmă orașe făcându-l pe apă, în două și aici, cu multă pohvală. Intrarea în Iași are loc la 29 decembrie. La început nu pune dări grele, reduce chiar din cele găsite. Mai pe urmă, însă, strânge și el șurubul fiscalității și încătare. Un impozit nou este acela pe preoți, numit Mucarea, varind între 3 și 8 galben de față. A fost scos numai o dată. În octombrie 1727 izbucnește o revoltă a tătarilor din Bugeac împotriva Hanului din Crimea. Pentru potolirea lor, sunt trimise trupe numeroase din toate părțile. Participă și Grigore Ghica cu astea sa, peste 7.000 de oameni, reorganizată și bine echipată. Tătarii se potolesc fără să se ajungă la luptă. Ei recunosc pe Han, iar moldovenilor, lucru nemai întâlnit până acum, le întorc pagubele făcute, dându-le, după neculce, 700, după un alt izvor, numai 220 de pungi de bani. Mai târziu, ei se plâng însă la poartă împotriva lui Grigore Ghica că i-ar fi nedreptățit. Judecata care urmează în 1729 și care se termină prin hrisoavele din 17 septembrie îl costă pe domn aproape îndoit decât primise. Mai grav este că se dă voie tătarilor din Bugeac să depășească cele două ceasuri, obținute sub Mihai Racoviță, întinzându-se pentru pășunatul vitelor lor și mai spremează noapte. Ei se obligă a plăti dările respective și a nu se folosi decât de terenurile indicate de către serdar și capitanul de codru. nu mai puțin adevărat că pământul Moldovei e din nou îngustat. În toamna anului 1730, răscoala izbucnită în Constantinopol și care are drept urmare înlocuirea sultanului Ahmed al III-lea, și a unui mare număr de drăgători turci, era să-l coste scaunul și pe Grigore Ghica. Șeful răscoalei, sau cum se spunea atunci a Zorbalei, patrona Halil, cere să fie făcut domn o creatură a sa, un om de rând, casapul Ionachi Butsukaki. Acesta este numit chiar. Față de protestele unanime însă ale moldovenilor și fiindcă între timp noul numit nu plătise banii la care se obligase, e închis și, înainte de 3 decembrie, decapitat. Grigore Ghica are făcut din temelie mănăstirea lui Balica, de lângă Iași, și a construit în vecinătatea ei case domnești, după felul celor din Istanbul și o grădină de toată frumusețea, cu jocuri de apă sau havuzuri și flori de tot felul. Așa i-a rămas numele, frumoasa iar de la grădină s-a numit astfel apoi și mănăstirea. A mai făcut diferite reparații și a la mănăstirea Bârnova, la mănăstirea Bărboi, la curtea domnească. Aici a construit, între altele, un turn foarte înalt, deasupra porții prevăzut cu ceasornic. A reparat feredeul sau băile. A făcut două fântâni cu apă adusă de departe, pe olane. A făcut case domnești la Galata, un merit deosebit îl consite reorganizarea, cu ajutorul lui Hrisant, patriarhul Ierusalimului, a școlii domnești din Iași, care ajunge să fie frecventată și de copii de peste hotare. După șase ani și jumătate de domnie, Grigore al II-lea Ghica e strămutat în țara românească, iar vărul său, Constantin Mavrocordat, fiul lui Nicolae, trece în Moldova. Firmanul iese în ziua de 16 aprilie 1733, la 24 sosește la Iași, iar la 4 mai domnul pornește prin Focșani, unde se întâlnește cu succesorul său spre București. Constantin Mavrocordat, născut în Constantinopol la 27 februarie 1711, primise o educație și o instrucție îngrijită. Tatăl său îl inițiase de timpuriu în publice, pregătindu-l pentru domnie ni s-au păstat instrucțiile pe care el îi le dă în acest scop încă din 1727 și care cuprind principii sănătoase politice, etice administrative și economice intrarea în Iași are loc la 18 mai 1733 Mavrocordat vine înconjurat de greci mai mulți decât avusese Grigore Ghica ei ocupă în special drăgătoriile economice la început, dările nu sunt prea mari. După câteva luni însă, pe toamnă, au scos văcărit și vădrărit deodată și de iarnă ciuverturi și hârtii. Iară de primăvară pogonărit și cunițe. Câte o potronici de vită, ca și văcăritul. Aceste toate nevoi, spune Neculce, într-un an le-au luat. Această prime domnie moldoveană a lui Constantin Mavrocordat nu are mare importanță. De altfel, ea nici n-a ținut mult, doi ani și jumătate. Domnul voia să se reîntoarcă în țara românească de unde fusese mutat. El lucrează în acest sens la poartă și, în cele din urmă, izbutește. Un raport al bailului venețian din Constantinopol, datat pera 28 noiembrie 1735, arată că în ziua precedentă, deci la 27, s-au făcut schimbările de domnie. Mavrocordat fiind strămutat în Valahia, iar Grigore al II-lea Ghica în Moldova. Grigore al II-lea Ghica a doua oară domnește aproape șase ani de zile. Împins de aceleași nevoi financiare și de aceleași obligații care revin ca un laid motiv în toată epoca fanariotilor, pune și el, chiar de la început, domniei dări apăsătoare. Astfel, în ianuarie, au scos banii steagului, adică banii ce se plătau la investitură, grei bani pe toată țara și au scos dăjdii pe boieri mazili și pe popi și pe mănăstiri și au scos și cârcimărit câte 5 lei de cârciumă în toată țara și au stricat blestemul ce era făcut de mai înainte să nu dee. În februarie se scoate văcăritul, câte un leu de cal și câte un zlot de vită cu mare grabă în aprilie, în săptămâna mare, când n-a să istovi nici banii steagului, nici văcăritul bine, au scos și hârtii grele, de nu puteau oamenii nici la biserică să meargă să-și caute de suflet, să se pricistuiască, sau la paști să păscuiască, ce păscuiau prin păduri ca ferele sălbatice, ascunzându-se săracii de hârtii. Se cer apoi salahori și care pentru cetatea Vozia. Cai împărătești, în două rânduri, câte 400 de cai și atunci oamenii să taie lemn și să-l scoată, să-l ducă la cartal pe Dunăre. În fața ei saccei, să facă pod. Iar pe vară, venind vizirul la cartal, ieșit au grele ialovițe pe țeară, vaci grase pentru tăiere. De doi ughi, adică galben ungurești, care era în visterie la banii steagului, o ialovită și chile de pâne, grâu și de orz în două-trei rânduri și au scos cinci ciuverturi într acel an. Adunându-se atâtea, nu e de mirare că, așa cum spune Neculce, le era prea cu greu oamenilor. În timpul acestei domnia lui Grigore Ghica, izbucnește războiul dintre turci, de o parte, ruși și austrieci de cealaltă. Rușii voiau să ajungă la Marea Neagră și să anuleze tratatul defavorabil din 1711. Austriecii, la rândul lor, bizuindu-se pe succesele de până atunci, voiau să împingă mai departe, spre miezul și răsărit, hotarul față de turci. La știrea că armatele țarului se îndreaptă spre Crimea și spre Azov. Poarta declară războiul Rusiei la 28 mai 1736. Ea nu poate împiedica însă cucerirea și arderea Bacce Saraiului, a sultan Saraiului, reședința Hanului, a Perecopului, a Kimburunului. La 1 iulie se predă Azovul. Austriecii, care aveau o mai veche legătură cu rușii, renoită în 1726 în sensul de a sprijini cererile acestora față de turci și care încheiaseră cu ei la 9 ianuarie 1737 chiar o alianță ofensivă, declară la rândul lor război porții la 6 iunie 1737. O conferință convocată la Niemirov, în Ucraina, în vederea unui aranjament pașnic, conferință ale cărei ședințe au loc între 16 august și 14 octombrie, nu reușește și războiul începe pe ambele fronturi. Austriecii, care nu mai aveau acum un comandant de talia lui Eugeniu de Savoia, învingătorul de la Zenta, suferă însă mai multe înfrângeri, cea mai gravă fiind la Belgrad. Din potrivă, rușii obțin succese. Oceacovul cade la 17 iulie 1737. Un mare măcel face 20.000 de victime în populația acestui însemnat centru. Populație alcătuită în bună parte din moldoveni. În 1738, campania urmează cu mai puțină vigoare. În 1739, trupele rusești reluând ofensiva, pornesc asupra Moldovei. Nistrul e trecut la sfârșitul lui iulie. La 28 august, are loc lupta de la Stăuceni. Șulaneț, în care turcii sunt înfrânți. Urmarea este căderea peste trei zile a Hotinului. Grigore Ghica înaintase la început cu o mică oaste până la Leurda, în Dorohoi. Văzând însă superioritatea armatei rusești, se retrage la Dracșani, în Botoșani, apoi la Țuțora, în cele din urmă prin Huși, la Galați. Armata rusă, comandată de generalul Münich și numărând printre ofițerii ei superiori și doi fii ai lui Dimitri Cantemir, anume pe Dumitrașco și pe Constantin, ocupă Iașul 13 septembrie 1739 și împinge două detașamente, având în frunte pe cei doi fii de domn de o parte și de alta a Siretului, spre sud, până la Bacău și Vaslui. Un al treilea detașament coboară la Focșani, care e prădat cumplit, înaintează în Muntenia, pe sub dealuri, până la Câmpina, jefuind și se întoarce prin Ardeal. După ocuparea Iașului, Munich pune pe Boel să iscălească un act care prevedea credință de plină față de ruși, iernarea în țară și hrănirea unei oștiri de 20.000 de oameni, procurarea a 3.000 de salahori anual. Excluderea grecilor și a rușilor de la drăgătorii, ei putând fi numai negustori. Primirea cu leafă, în oastea rusească, a boierilor fără dregătorii și a urmașilor acestora. Un dar imediat pentru generalul rus de 90 de pungi și o sumă fixă anuală de 100 de pungi. Acest act rămase însă, cu excepția darului, literă moartă, deoarece în curând rușii se retraseră din Moldova. Austriecii, în urma înfrângerilor suferite, încheiaseră, la 18 septembrie 1739, pacea de la Belgrad, restituind, între altele, Oltenia. În aceea zi se semnase, tot la Belgrad, și pacea dintre ruși și turci. Ratificarea acesteia, din urmă, are loc la 16 octombrie. Peste 8 zile, la 24, oastea rusă părăsea Iașul, după ce prădase mai întâi mănăstirea Galata. Odată cu ea pleca și mitropolitul țării, Antonie, care primise pe Munich cu prea multă căldură. Grigore Ghica își relo scaunul. Hotinul fu reocupat în noiembrie, raiaua din jurul lui, desfințată pentru un moment, se refăcu și ea peste un an. Sfârșitul acestei de-a doua domnii al lui Grigore, al doilea Ghica, cade în septembrie 1741. La 10 ale lunii, schimbarea era hotărât. La 24 îi sosește firmanul de mazilire în Iași. În data după aceea, fostul domn e pornit cu cinste la poartă.